Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, a precizat UE va propune noi politici și regulamente la nivel european pentru dezvoltarea transportului pe calea ferată, în condițiile în care Europa își propune reducerea emisiilor de carbon în domeniul transporturilor cu 90% până în 2050. Vălean a menționat că România are acces la fonduri europene pentru transport și și-a exprimat speranța ca într-un viitor cât mai scurt infrastructura din țara noastră să facă un salt calitativ important. Se cere să se găsească metode prin care să reducem emisiile de CO2 la nivel european și, dacă vorbim numai de transporturi, acestea trebuie reduse cu 90% până în 2050. Este enorm și vă amintesc că nu vorbim numai de mașini, care sunt vizibile în viața noastră de zi cu zi, dar sunt și alte moduri de transport foarte poluante. Dacă e să ne gândim numai la transportul maritim global în lume, sunt foarte multe emisii în maritim, foarte multe în transportul rutier, dar și în aviație, chiar și în calea ferată, deci pare unul dintre cele mai sustenabile mijloace de transport. Asta face ca noi să propunem politici, regulamente la nivel european, pentru a face o tranziție către această nouă formă de mobilitate care să fie mai sustenabilă. Asta înseamnă mai multă cale ferată, a declarat Adina Vălean, conform Agerpres. Vălean a optat în favoarea asigurării unei mai bune conectivități pe calea ferată, ceea ce înseamnă mai multe călătorii cu trenul, mai multă libertate de mișcare și posibilitatea de a trece granițele într-un timp scurt cu costuri mici. Aceasta și pentru autoritățile din România, dar și în centrul preocupărilor noastre de transport la nivel european este un element cheie, a punctat Comisarul European. Adina Vălean, primită la Palatul Victoria de premierul Nicolae Ciucă. Adina Vălean a menționat că printre proiectele Comisiei Europene începute deja se află legătura între trenuri și tineri. Proiecte pe care le-am făcut și la Bruxelles și sper să le aducem și în România privind tinerii și calea ferată. Reprezintă un moment de dezbatere în societate, un moment bun, pentru că România are acum acces la foarte multe fonduri europene, foarte multe instrumente financiare și decizia autorităților din România. Decizia guvernului a fost ca o foarte bună parte din aceste fonduri să meargă către infrastructura de transport, în primul rând feroviar și rutier. Sperăm ca într-un viitor cât mai scurt infrastructura din România să facă un salt calitativ important, a spus oficialul european. Comisarul European Adina Vălean se află în aceste zile la București. Vălean s-a întâlnit luni la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii de transport din România, conform unui comunicat de presă al Guvernului României. Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă a reafirmat angajamentul ferm al Guvernului privind investițiile în dezvoltarea infrastructurii naționale de transport. A exprimat aprecieri pentru inițiativa lansată de comisarul Vălean privind constituirea unui grup de lucru dedicat identificării de soluții pentru creșterea absorpției fondurilor europene de către România în ceea ce privește proiectele de infrastructură de transport. Premierul Ciucă a arătat că circumstanțele actuale necesită o mai mare flexibilitate în aplicarea unor reguli care pot afecta transportatorii. Referindu-se la implicațiile pachetului legislativ european Fit for 55 asupra domeniului transporturilor, prim-ministrul României a subliniat că atingerea obiectivelor de decarbonare în sectorul transporturilor este o sarcină tot mai complexă într-un sector afectat de multiple crize și care ar trebui să poată crește pentru a avea capacitatea de finanțare a tranziției ecologice. Editor Mele.